Domnule primar, nu știu dacă știați de această poveste, în orice caz colegii mei v-au spus despre ce este vorba și dacă vă uitați la un televizor, vedeți și dumneavoastră în ce hal a ajuns această femeie cu 4 copii la noi. Știți această familie? Da, cunosc oarecum situația acestei familii. E regretabil că nu au apelat de la bun început la serviciile Compartimentului de Asistență Socială a Chiriei. E neplăcut pentru că în România constat că la televiziuni și după aceea la primărie. Bun, acum, domnule primar, nici nu mai contează. Femeia, cazul a ajuns la noi de la doi localnici care ne-au scris că există această fată bătută în ultimul hal, tunsă și schilodită de soțul ei. Ea n-a avut curajul să spună cuiva pentru că este în continuare frică de el și ei și copiilor. Acum, sigur că poate că dumneavoastră, prin biroul de asistență socială pe care l-aveți la primărie, ați fi ajutat-o dacă ați fi știut. Dar eu mă aștept ca măcar acum, în al 12-lea ceas, chiar dacă ați aflat de la televizor, asta e, se mai întâmplă. A fost decizia noastră, după ce am primit fotografiile, să mergem și să-i luăm de acolo, să-i scoatem din mediul ăla. Probabil că și dumneavoastră, dacă fotografiile ar fi ajuns la dumneavoastră, ați făcut același lucru, corect? Da, sigur, sigur. Pot să vă spun... Alo? Da, vă ascult. Da, pot să spun, deja am sesizat Direcția pentru Protecția Copilului, Tulcea. Compartimentul de asistență de asistență din patrul este sesizat și să spun că ea ne-am mobilizat pentru a-i veni în ajutor și este așteptată la Tulcea, la Direcția pentru Protecția Copilului, pentru ca să poată să beneficieze de serviciul din centrul rezidențial maternal, pentru da, perfect. Copii? Într-un centru maternal unde să stea cu copii. Sigur, unde cer... poate beneficia de serviciile adecvate situației dânse acum, provizoriu, unde va primi cazare, va primi și în primul rând va primi consiliere. Dar puteți sesiza poliția pentru că e mai important, adică e la fel de important și pasul ăsta ca și cel asistentul social poate face lucrul acesta. Și poliția trebuie sesizată. A mutilat un om, adică este rasă în cap femeia asta. Are urme în cap, are niște cicatrici de la niște lovituri vechi. Și corpul plin de vânătăi. E bătută constant de acest individ. Doamna, deci de sesizarea poliției... Și sesizarea poliției este decizia ei. Nu este așa dumneavoastră ca gospodar. Poate autosesiza poliția. Dar înainte de toate trebuie să vină la noi să ne anunțe acest lucru. Ceea ce se întâmplă în familie. Acum, pentru ca noi să uzăm de tribunale legale pe care le-a... Domnule primar, hai să ieșim un pic din cadrul ăsta al legii. Pentru că femeia asta, vă dați seama, ei este frică să se întoarcă în Niculițel. Cum ar putea ea să se întoarcă în Niculițel știindu-l pe bărbatul atât de agresiv? Și că nu așteptăm la Tulcea, la Direcția pentru Protecția Copilului, pentru a fi cazat într-un centru rezidențial pentru protecția victimelor violenței în familie. Foarte în familie. Foarte este bine. Primul pas este primul un pas, pas. Este primul pas. Da, iar de acolo unde va primi atât cazare pentru ea și copiii ei, cât și consiliere. Consiliere în toate domeniile, inclusiv în ceea ce îndrumare, în ceea ce privește depunerea sau sesizarea organelor abilitate pentru a lua măsuri împotriva soțului său. Acum, vreau să vă mai întreb ceva. Știu că Niculițel e o comună mare, dar întâmplător îl cunoașteți pe bărbatul ăsta? Da. Cum vi s-a părut? E un om agresiv? Îl cunosc, dar nu pot să mă pronunț. Adică nu-i cunosc comportamentul în familie. Dar așa prima impresie, ca de la bărbat la bărbat, cum vi s-a părut? Adică nu l-a bătut. Știți de ce v-am întrebat? Știți de ce v-am întrebat? Pentru că cei care ne-au sesizat pe noi și ne-au trimis fotografiile și ne-au spus, domnule, există, salvați-o pe fata asta că o omoară, le este frică de el, pentru că înțeleg că e foarte agresiv. Nu cred. Nu cred, dar poate înțeleg înșeală.
Păi aparențele cum înșală când pe nevastă s-a ras-o în cap și a umplut de cicatrici? Ceea ce nu poate face în societate... Poate că în familie poate permite să fie violent. Dar nu ne permitem nicăieri să fim violenți. Nu ne permite în familie să fim violenți. Păi atunci să-l trimitem într-o altă familie mai mare, cu vreo 40 pe cameră, să vedem își mai permite violențe de-astea? Cam ăsta e drumul, nu se poate așa ceva, nu se poate, am spus și mai devreme și asta e definiția mea, este sub demnitatea umană felul în care arată această mamă și această soție în România 2018. Și privită de acei ochișori, sunt ochișorii a patru copii care se uită la mama lor și în mintea lor se întreabă, de ce o are mama noastră arată așa sau de ce are bubița asta pe spate? Ei știu pentru că au văzut toate acestea, s-au derulat sub ochii acestor copii. Vă dați seama ce implicații și ce urmări din punct de vedere emoțional pot avea pe parcursul dezvoltării acestor copii. De asta mi se pare... Dacă îmi permiteți să intervin. Vă rog. Da. Sunt conștient de consecințele și de faptul că acești copii vor fi sunt afectați de comportamentul tatălui lor în familie. Dar haideți să lăsăm instituțiile și statului să aplice legea, să ancheteze această situație. Specialiștii care vor fi specialiștii de la Direcția pentru Protecția Copilului. Da, acum, domnule primar, social și așa mai departe, primar, le lăsăm și pe autorități. Lăsăm și pe autorități să-și facă datoria. Da, dacă nu vorbeam noi despre cazul ăsta, își făceau datoria până omora pe femeia asta. Mă scuzați că vă spun, dar și asistentul social de la dumneavoastră și asistentul social de la dumneavoastră din comună are o oarecare responsabilitate în povestea asta, pentru că mi-e greu să cred că nu știa că femeia asta e bătută în halul ăsta. Adică, pe bună, o vezi că se duce copiii la grădiniță, o văd oamenii la magazin, pe acolo. Nu se poate să n-ajungă la urechile asistentului social din localitate că, măi, e o femeie care e chinuită acolo, tot timpul bătută, vânătă. Și mai nou e și rasă în cap. Și nu e prima dată, exact. Da, e neplăcut. Sunt 7 ani de când suportă aceste chinuri, aceste umilințe. Deci, apelat la serviciile noastre, credeți-mă că problema dânsei ar fi fost luată în considerare și rezolvată conform prevederilor legale, prin sesizarea instituțiilor abilitate ale statului. Bine, acum înțeleg că ați sesizat instituțiile abilitate ale statului, mă bazez spre sprijinul dumneavoastră în salvarea acestei familii. Revin, în încheiere vreau să vă spun că este așteptată la Direcția pentru Protecția Copilului. Bun, o să o ducem noi acolo, că vă dați seama, habar n-are unde e Direcția pentru Protecția Copilului din Tulcea. Dar putem să o preluăm și noi. Sau așa, am înțeles. O să vorbească colegii mei cu dumneavoastră după emisiune, să ne punem de acord, să vedem cum facem.